Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem în România, cea din Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra și n-am trecut foarte mult, nu ne-am depărtat de zona Gorjului. Suntem în fața unei case din Vălen care adevărat mi-a încălzit inima. Cum sper că vă va încălzi inima și acest cuvânt din Scriptură, din Evanghelia de la Ioan, capitolul 15, versetele 4-5. Rămâneți în mine și eu în voi, precum lădița nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în mine și eu întru ei. Acela aduce roadă multă, căci fără de mine nu puteți face nimic. Fără de mine nu puteți face nimic. E până la urmă, dacă vreți, vectorialul de existență al întregului post al Paștelui. E tema pe care în urmă cu ceva ani o ascultam cu mare înflăcărare de la părintele profesor Ilie Moldovan, unul dintre marii teologi ai României moderne, cel care ne spunea, pornind de la cuvintele Sfinților Părinți și însumându-le în teologia ascetică a părintelui Stăniloae, că de fapt nu noi postim, cât Hristos din noi postește, un Hristos estitos, un Hristos pe care aproape că îl palpăm dacă ne punem mintea la contribuție și sufletul la bătaie pentru a-L putea strânge pe Dumnezeu în noi înșine. Dar am aflat un cuvânt care întărește această minunată expresie a lui Hristos prezent tot timpul în noi pentru a ne ajuta să fim noi înșine Hristoși. Un cuvânt dintr-o veche carte de rugăciune, despre rugăciune, tradusă din limba bulgară de curând, spune așa: rugăciunea este vinovată pentru toate virtuțile. E cum ar spune fericitul Augustin, un felix culpa, o vină fericită. Vina fericită de a face din noi înșine oameni de rugăciune și până într-atât încât noi înșine devenim rugăciune. Iar mai departe, un cuvânt din Ava Pimen pe care îl socotesc potrivit acestei întâlniri. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, căci omul cu puterile sale nu poate să dobândească virtutea, nici să săvârșească ceva bun, chiar dacă s-ar sili într-o aceasta. Cu alte cuvinte, tot postul acesta al întâlnirii cu Paștele și Învierea Mântuitorului Hristos este un post în care ne întâlnim cu Hristos dintr-un început. Nu suntem lipsiți de El. Aseară spuneam că, de fapt, suntem într-un maraton aproape continuu 40 de zile și alergăm. Știu bine, uneori prin muzeu se petrec și astfel de activități, se pornește maratonul de aici, de fiecare dată. Ei bine, în timpul acestei alergări, pe lângă noi aleargă cel mai bun dintre antrenori, care este Hristos. O spune atât de minunat Sfântul Ambrozie de Milano, că spune că Hristos aleargă împreună cu noi, ne încurajează, e galeria noastră, e și cupa de la final, ba, la sfârșit de tot, e chiar premiere absolută împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu suntem lipsiți de Hristos în căutarea Lui. El este primul care ne caută, locuiește noi și ne dăruiește posibilitatea de a trăi noi înșine minunea aceasta de a fi oamenii lui Dumnezeu pe pământ. Să nu ne lăsăm dintr-o aceasta, ci să cerem tot timpul să fim de partea Lui. Ajută-ne, Dumnezeule, să fim ai Tăi. Mâine este o nouă zi.